Ce am observat? Sunt mai multe familii în care unul este mai spiritual și unul mai firesc. Că v-am spus că oamenii sunt doar de două feluri. M-a sunat o soră și îmi spune, frate, ce să mai fac? Soțul meu a fost pocăit, a slujit, acum s-a dus exact în extrema cealaltă în lume. Și când mi-a sosit acasă cu un televizor și l-a proiectat pe perete, o plasmă mare, și a spus copilul, de acum tata vă întreabă ce film ați văzut. A spus, am simțit că toată inima mea mi se umple de săgeți. Ce să fac? A ajuns până acolo să spună, frate, oare mai rău mă pedepsea Dumnezeu dacă nu mă măritam cu El decât să așa de pedepsită dacă-s cu El? Și i-am zis, încât îl cunosc eu pe El, tu ai fost găsită vrednică de Dumnezeu să te lupți pentru mântuirea Lui. Și mă bucur că asta durează de câțiva ani și ea este cu nădejde și continuă să se lupte. Dacă fie soțul sau soția unui mai sus, mai spiritual, cu înclinații sfinte, celălalt trage exact în partea cealaltă. E speranță mare! Că zice în 1 Corinteni 7:14 că soțul poate să sfințească pe celălalt. Sau cum am amintit din 1 Petru 3, că soția poate să-și câștige soțul. În astfel de situații, nu vă plângeți la oricine, nu desnădăjduiți. Discutați cu slujitorii bisericii, rugați-vă, mobilizați-vă copiii, prietenii și Dumnezeu, cum era așa seara aici un cuvânt profetic, în care har să ridice anumite familii. Pe mine m-a mirat într-un mod pozitiv felul cum Dumnezeu a intervenit în anumite situații. Oameni care poate 10-20 de ani au stat în letargie spirituală, depărtați de adunare, sau poate unul căzut, s-au ridicat, căci Dumnezeu are putere. Vreau să încheiem într-un ton de credință, să ne dea Domnul iertare pentru tot ce n-am făcut, să ne ajute să știm la ce scop nobil suntem chemați. Și dacă sunt familii unde numai unul a rămas pe poziție, Domnul să-l țină, Domnul să-l ține și pe celălalt. Și iată, aici sunt situațiile în care biserica trebuie să vină în ajutor. Nu comentarii, nu discuții fără sens. M-a sunat sora asta disperată într-o zi și spune, frate, coboram de la balcon cu copiii. El nu mai vine la adunare. Și o altă soră, mai bătrână, zice, am auzit că-i plecat bărbatul la tine, mai vine? Zice, vai frate, cum m-o zdrobit. Și am spus, soră, dar nu a plecat nicio noapte. Și vă dați seama, în drum spre casă copiii, ce tati, auzi ce zic la adunare, că tu ai plecat de la mame. Și zicea, nu, acum cum să-l chem la adunare? În loc ca cele mai în vârstă să se roage, să ajute, să ne dea bunul Dumnezeu înțelepciune. Amin. Ca să putem ajuta cu adevărat, să înțelegem că familia și biserica au acest unic scop binecuvântat, să ne mântuim. Și să fim acolo în glorie. Ce vom fi acolo? Familie sau biserică? De amândouă. Va fi cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Amin. Amin.